Salutare toată lumea, sunt Eddy și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom face un mod showcase, să zic așa, cum făceam la pe Minecraft, nu la Minecraft, cu un mod pe GTA 5 de data aceasta și vom face un mod numit Simple Zombies. Dacă știți, nu știți, e ăsta. Simple Zombies. Ok, vreau să îl instalez. Adică să vă arăt cum să-l instalați, dacă cumva ați nimerit aici la mine. Să vedeți cum să-l instalați. Nu e mare chestie, chiar extrem de simplu. Vă trebuie în plus aceste moduri. Dacă ați văzut cum să instalați menu, probabil aveți deja, nu mai trebuie. Dar poate nu-l aveți. Menu nu vă mai arăt. O să pun în descriere un link cu menu. E unde spawnați mașini și vă dați viață infinită, puși și tot felul. Și îl pun linkul la videoclip în descriere ca să vedeți cum trebuie să faceți ca să-l instalați. Ok, hai să începem cu primul, cu script hook. Îl instalez și eu totodată că trebuie să-i dau update. Așa, și hai să-l deschidem. Stați așa că e aici. Deci avem ăsta odată și folderul de GTA. Hai să... Ia stai, cum era aia? Tab și... Și nu a mers. În fine, las că-l pun așa. Modul clasicuț. Stai, dau în bară asta. Perfect. Eu am mai multe moduri, vedeți, am și menu-ul. Așa. Și hai să începem să punem intrați pe arhivă frumos, care s-a descărcat. Dați pe bin și puneți aceste trei fișiere în folder la GTA. Puteți să nu puneți Native Trainer, dar eu vă recomand să-l puneți, adică de fapt, ba, nu la ăsta era. Nu prea știu ce face, dar puneți-l acolo, cine știe. Foarte mulți, dacă o să vedeți în tutoriale la alții, nu pun Native Trainer-ul, dar zice pe aici, poate ce face Native Trainer. Aha. E tot așa un fel de spawner. Lol. Ok, de spawner la mașini și de tot felul. Apoi acesta, Community Script Hook Vnet. Dați mai jos pe ăsta așa. Poc îl deschidem, îl punem iar în margine. Cu asta. Și vă va trebui așa. Va trebui ăsta. Deci țineți CTRL-ul apăsat, da? Dați click pe ăsta prima dată. Țineți CTRL-ul și puneți așa. Deci vă trebuie. Stai să văd așa ce vă trebuia, că nu mai știu. Deci le am aici. 2 DLL-uri. Astea cu... Deci asta, o dată, da, deci asta, scrie DLL, ăsta e INI, nu vă trebuie INI, dacă țineți numai. Deci v-am zis, dați click o dată, țineți CTRL și le selectați și pe astelalte și le aruncați aici, în folder, la GTA 5, unde este instalat GTA 5-ul. Ok, gata. Gata și cu ăsta. Boing. Le putem scoate și asta și avem modul Simple Zombies. Ok, hai să descărcăm și pe dumnealui. Bam, hai să zicem că s-a instalat deja, pentru că îl am. Da, să intru în download-uri. Unde era asta? Ok. Perfect. No, apoi ce trebuie dumneavoastră să faceți este să creați un mod, un folder, dați click dreapta, new și folder. Și scrieți scripts, cum am și eu aici, scripts. Scripts. Ok. Am aici mai multe moduri, dar trebuie să le puneți așa. Și selectați astea două tot așa cu
CTRL-ul, țineți apăsat și le dați click pe ele, le aruncați aici, dați, da, bine, eu le înlocuiesc acum, nu va fi nevoie să le înlocuiți pentru că nu-l veți avea, modul. Ok. Și ce mai? Dai să-l țin. A, da. Și vreau să vă zic ceva. Până aici, atâta. Ăsta e tot tutorialul, puteți intra în joc și vă puteți băga la o joacă bună cu zombalăi. Dar vă recomand, cu mâna pe inimioară, că, nu, vă recomand să descărcați și modurile astea care face modul mult mai bun, de 15 ori mai bun, să zic. Euforia, Ragdoll, Ragdoll, Showerhole și Improvement in Gore. Asta dacă sunteți mici, să zic așa, mai bine nu faceți, pentru că, nu știu cum să zic, adaugă mai mult sânge, mai detaliat, detaliat în sânge și în pușcături, cum tragi și na. Dar ăsta vă recomand să-l faceți cu mâna pe inimă. Și ăsta pentru că e în mod cu zombie și na, tragi una, se vede, sare sânge din căpău sau din el și mult mai bun. Dar na, în fine, faceți astea două, le descărcați și vă va da arhive. Eu îl am deja, stai să pun asta aici, le-am deschise. Odată ăsta, a, da. Și să nu uit, înainte, deci după ce le descărcați astea două, vă va mai trebui open GTA 5. Îl pun și pe ăsta în descriere. Dați aici pe download now open EV4. Dați skip, nu dați discard, cum am dat eu, pentru că l-am deja. Îl instalați și cam aia este, adică nu chiar. Apoi intrați pe el, pe aplicație. Dați aici la GTA 5 Windows. Probabil vă va pune să și selectați folderul unde este instalat GTA 5-ul. Și ok, asta așa. A, da. Și cel mai bine faceți așa. Înainte de toate astea. Nu știu dacă am arătat până acum în vreun tutorial, dar vă sfătuiesc sincer ca să nu trebuiască să reinstalați din nou GTA 5 după ce faceți modurile astea și să zicem că vă dă crash sau nu mai merg, sau na, nu mai merge GTA 5 sau vă face lag și sau nu, v-ați plictisit de modul și vreți să jucați legit. Pur și simplu dați click dreapta unde vi s-a instalat GTA 5, unde aveți GTA 5. Dați new folder și faceți un folder cu mods, scrieți mods, atât. Iar apoi dați click dreapta la update, dați copy și intrați în folderul cu mods și dați paste aici. Și vă va crea, nu, se va copia ăsta aici. Ca nu cumva să, na, după trebuie să reinstalați din nou tot GTA-ul, că înlocuiește file din file originale, știți? Și zice OpenEV că să creați prima dată când îl deschideți sau ceva, să creați, dacă nu aveți folderul ăsta mod și să aveți astea. Pentru că aici vor intra modurile. Foarte important. Dacă v-ați plictisit, gata, dai delete aici. Ce mai aveți? Uite cum e menu și ce am instalat mai înainte. Și aia ete, dar nu. Dacă faceți un update, nu mai puteți să recuperați, doar poate dacă dați verify la integrity, dacă l-aveți pe Steam sau pe Epic Games. Dacă nu l-aveți și l-aveți cracat, așa, pe o cracare mică, na, e cam rip, trebuie să-l reinstalați din nou. Ok, și continuăm. Hai să mergem deci la modul ăsta cu Ragdoll-ul. Aveți aici cum îl dați sau nu, intrați pe ăla, pe arhivă. Boing. Și așa, nu ăsta. Ăsta alt, așa. Și pur și simplu apăsați aici pe Edit Mod. O să vă arate asta, dați Yes. Și
luați ăsta și o aruncați aici. Pur și simplu vă arată așa, dați install și vedeți de ce vă zic. Că aveți mods, știi, un folderul de mods să pună astea. Dai da aici, așa, și dați pe install. Se instalează. Așteptați o leacă să vi se instaleze și puteți să-i dați run, dar eu zic că încă să nu-i dați. Dați close. Așa și intrați pe celălalt cu gore și aruncați ăsta. Trebuie să fie oivă la final. Boing. Și la fel. Cum arată ăsta pe aici. Tot așa, mods și install. Așteptați și la acesta o lecuță. Perfect, dați close și iarăși asta. Să instalați. Nu, nu mai vrea. A, se băguiește poate și o să vă arate așa cum arăta cu... Ăla dați din nou. Debifați edit modul și bifați din nou. Și după iară puteți să-l puneți. Dați install. Wow, Braver Colio. Optional spilling effect. Da, asta e să facă să curgă. Curgă. Știți voi ce? Ok. Și... No, cam asta ar fi în mare parte. Puteți să închideți tot. Trebuie să pun aici, la fine. Și pe dumnea lui, pun aceea. Și pe ăsta aici puteți să închideți tot. Și intrați pur și simplu pe GTA 5. Și așteptați să se deschidă. Na. Ia să vedem câte ori am pe GTA. Nu că-mi dau flex, că oricum e pe ăsta la alt monitor. Îmi trec timp până se deschide. A, am 125. Uitați ce poză am făcut, băieți. Cu... mi-am descărcat mașinul ca asta. Și... n-am prins apusul ăsta de soare. Și am zis, mamă, trebuie să-i fac poză. Ce arată cu ani? Am vrut să fac o dată și... videoclip pun să descărcați mașini, dar nu știu ce doamne am făcut. Am șters videoclipul din greșeală. Și na, după nu l-am mai făcut. Iar trebuie, băieți, să filmez și videoclipul ăla la scrap mecanic cu toate problemele, să zic, care le-ați scris în comentarii că îs ceva. Și nu, dacă mai aveți, mai scrieți acolo că bă, numere aia, nu știu ce, bla bla bla. Oricum e deja, au trecut ceva timp. Dar, dar da, va trebui să fac și ăla. Cum stați, la mine durează ceva, pentru că am deja o grămadă de moduri. Și până se lua din găresc toate, mai ai. Oi ceva. Fără moduri, intră imediat. Ia stai să pornesc și radio-ul ăsta într-o parte. Să văd cât film ai. Cât filmez. Deja 13 minute, wow. Wow. Ce interesant. Îl avem aici pe Gumball. Pe Chop Chop. Pe Franklin Aș. Mamă, bă. Păcat că nu pot să pun pauză, că puneam pauză de mult, dar n-am buton. Și nici... da, n-am buton să pun. Și nici nu există, de fapt, pe Radeon. O setare să poți să pui pauză. Păcat. Mă. Mai stau 20 de ani aici. Cred că da. Ia, mă intră. Eu normal mă uit pe YouTube, bag o mică YouTube-reală și după, na, că mă intră. Uite la domnișoara asta ce e. Vapid Slam Trunk. Slam Truck. No, în sfârșit ne-a intrat.
L-avem la cost numai ca pe CJ, cu chiloții pe din afară. Așa, wow, ce frumos GTA-ul. E super fain. Ok, și după cum puteți vedea, aveți bara aia acolo jos de stamina, thirst și hunger. Sincer, pe mine mă disperă. Și, na, eu sunt și invincibil acum, dar, sincer, dacă a juca, știți, hardcore, modul, ați ține-o, dar, na. Aveți chiar și inventar, deci, stați să începem cu începutul. Aveți pe tastatură, apăsați F10. Bom, și vă arată asta. Ok. Avem aici mai multe, astea nu prea vă interesează, sincer să fiu. Al guard task. Asta poate, dar astea sunt importantele. Infection mode, fast zombies, electricity, survival și stats. Stats sunt alea de acolo, de aici. Ce v-am spus că nu le prea suport. Eu le dezactivez de obicei. Survivors, zic să îl activați. Electricitatea o scoate. Uitați, vedeți becurile. O să aprinse, nu s-a mai aprinse, ca să fie mult mai realistic. Activați și fast zombies, zic eu. Și infection mode. Și bam, gata. Modul cu zombalei sau ce domne, first person. Ah, da, și dați escape. Gata. Ua, ia uite ce zice. Noaptea se apropie. Zombii sunt mult mai agresivi în timpul nopții. Ok. Și după cum vedeți pe mapă, îți nu știu ce doamne alea. Căprioare. Animale. Da, probabil să le omorâți și să luați carne și mâncare, pentru că aici e deja un joc de survival. Dacă ține stați aici, bulinuțele astea sunt oameni prietenoși care se bat cu zombalăi. Și eu nu mai am, din păcate, uite, aveți un store. Mai multe, de fapt. No, cine mă sună? Mă sună mama. Mă sună mama! Ok. Așa. O să-l pun și eu pe mut. Da, știu. Gata. Ok, și hai să luăm o mașină. Vehicle options. Spawner, saved. Și uitați ce am aici. Bike. Vedeți de ce e bun menu. Mamă, cum arată. Bă, dai și noapte, mă. Stai să-l pun pe zi. Așa, time. Așa mai bine. Nu, hai să-i dăm un pic în goarnă. Am și minigun-ul pe ea. Să vedem unde sunt. Uite zombalăi. După cum puteți să vedeți, aia e cu picioarele în pământ, gata. Avem aici un zombalău. Vine la mine și uitați cum face. Plouă jos. Și sunt mult mai OP, să zic așa. Nu înțeleg de ce nu vin chiar toți uși ăia de acolo. Bă, urăților. Abia ce s-au luat din gării și ei. Și avem, și dacă stăm pe loc bine, sunt invincibil. Uite-o pe asta. Da, asta e zombie rapid. Dacă vă... Da, și dacă ați văzut filme sau jocuri cu zombalăi, dacă îi dați headshot-ul așa, dacă dați în corp, dați până mâine ca să moară. După cum puteți vedea, da, e jos. Vedeți? Până vreau să pui mine, așa mai bine. Dați un shot. Și gata. Și am și asta, mamă. Numai că motocicleta asta nu îi taie în două, poate cum v-ați aștepta. Doar le dă damage. Și mor, se pare că. Și dacă dau E, și am și nos pe ea. Îți. A, da, și vedeți acolo în dreapta jos, time left. Aici. E drop. Știți că dacă jucați pe, nu, pur și simplu, avem oameni de la armată care dau, aruncă din avion drop. Uitați-i pe nenea asta. Trebuie să-i bătesc pe ăștia toți. Trebuie să se bat cu zomba lui, dar trebuie să-i bătesc. Mai unul. Gata. Și dați E. Bun, ia. Asta.
Am luat iteme, n-am luat puști. Astea le puteți repara, deci e foarte complex modul. Dați I, aveți inventar. Bine, normal nu o spawnează pe ăsta. Dar aveți inventar cu tot felul, cu resources, edit mod, nu știu, și developer mod, habar n-am. Și mai era ceva, nu mai știu de pe care. Și uitați cum am sânge pe mine, cum am bătut cu ăștia. One shot. Oh my god, cine să știa, bă? Ăștia sunt oameni răi? Oh my god, cred că mi-a spawnat din greșeală bodyguards. Uitați-vă miniganurile. Deci e mult prea distractiv modul ăsta. No, și după o să zicem că v-ați plictisit, dați F10 și scoateți Infection Mode, Fast Zombies și Survivors. Și pur și simplu, uitați, o reveni lumea la normal. Mamă, ce cu nosul ăsta. Puc. No, bine, băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, să distribuiți acest episod, să vadă și alții, poate, care vor să instaleze modul ăsta. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!